Raliul Brașovului a dat startul în acest weekend celui mai interesant sezon din istorie prin prisma investițiilor realizate de piloții de top. Peste 10 mașini de ultimă generație, cu prețuri de pornire de peste 150.000 de euro, pare a fi rețeta unui show total în 2014. La startul competiției s-au aliniat o Skoda Fabia Super 2000 de aproape 300.000 de euro, două Ford Fiesta R5 de un sfert de milion de euro, trei Peugeot 207 Super 2000 și două modele de ultimă generație Mitsubishi Lancer Evo 10. Față de sezonul trecut, câțiva piloți au băgat serios mâna în buzunar pentru a se înscrie în lupta pentru titlu. Edwin Chieleti, fostul partener al premierului Victor Ponta, a făcut pasul către Ford Fiesta R5, model adus în premieră în România în 2013 de către Marco Tempestini. La doar 19 ani, băiatul acestuia, Simone, va pilota un Peugeot 207 Super 2000. Pe acest model vor mai concura doar francezul François Delcourt, campionul național antitră și vicecampion mondial în 2013, și ungurul David Botka, vicecampionul României în 2013. Conform zvonurilor din fenomen, în curând ar putea ajunge în campionatul național și austriacul Manfred Stoll, fost campion mondial la grupa N. Profitând de vremea superbă, brașovenii s-au adunat astfel cu miile în centrul orașului și pe probele speciale din județ pentru a-i vedea la lucru pe așii volanului și bijuteriile lor. Printre fanii prezenți la eveniment s-a numărat și fostul campion mondial la scrimă, Rareș Dumitrescu. Pasionat de motoare, sabrerul a fost copilot pentru Dani Ungur, multiplu campion național. E greu, e totuși un sport foarte greu și cred că dacă nu te apuci la timpul potrivit, e cu atât mai greu. Dani, în general, copiloții sunt mici de statură. Cum a fost invers? Da, într-adevăr, eu apreciez ceea ce face și mai bine să rămână acolo în sală și să facă treaba bună, așa cum a făcut-o până acum. Iar ca și navigator a fost cu minte. Dar și când revii în sala de scrimă, mai este pe șansă? Ca sportiv, eu cred că nu. Și ultimele decizii ale Federației Internaționale de a scoate proba pe echipe la Rio, cu atât mai mult m-au făcut să iau decizii în sensul ăsta, dar voi fi acolo în continuare, cu siguranță, ca și arbitru și sper eu ca și antrenor. Câțiva localnici norocoși au avut parte și de un cadou inedit din partea Napoca Rally Academy, cea mai puternică echipă de raliuri din România. Aceștia au avut la dispoziție un serviciu special de taxi cu o mașină de raliu. Promovăm pe de o parte noțiunea și conceptul de safety driving și de defensive driving și pe de altă parte încercăm să aducem un zâmbet pe buzele clienților care realmente sunt surprinși. Este contactul cu motorsportul într-o altă formă, este lume care nu neapărat că este familiarizată cu noțiunea de motorsport, cu mașină de raliu și din acest punct de vedere cred că această poveste și-a atins scopul.